L-a auzit după ce o femeie din raionul Iowa a murit intoxicată cu dioxid de carbon, gazul emanat de vinul în fermentare a mai făcut o victimă. Un bărbat de 79 de ani din satul Bașcălia, raionul Basarabeasca, s-a stins intoxicat cu dioxid de carbon. Totul s-a întâmplat pe 16 septembrie, în jurul orei 20:40. Poliția a fost sesizată de o localnică care a anunțat că un vecin a plecat acasă la victimă pentru a o ajuta să iasă din beci. Un locuitor al aceluiași sat s-a deplasat la domiciliul unui vecin pentru a-l ajuta să iasă din beciul casei. Acesta s-ar fi intoxicat cu gaze în urma fermentării vinului. Prin urmare, persoana a fost scoasă decedată, iar celălalt cetățean a fost internat la secție de urgență a orașului Comrat, unde a primit îngrijiri medicale, starea sănătății acestuia fiind satisfăcătoare. Bărbatul în vârstă de 58 de ani s-a intoxicat cu dioxid de carbon, iar în scurt timp va fi externat. Amintim că în seara zilei de 15 septembrie, o femeie de 77 de ani din satul Băiuș, raionul Iowa, s-a stins după ce s-ar fi intoxicat cu dioxid de carbon.